Bună tuturor celor din Zodia Capricorn, sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Capricorn, și bine v-am regăsit la citirea Dragostei pentru perioada 1-15 august 2023. Și vom începe cu mesaje din partea tarotului OSHO, unde avem abundență, o iubire și o conexiune foarte profundă cu o persoană din viața voastră. Aici vorbim de o alegere în dragoste pe care o veți face și o să vă umple sufletul de bucurie. Poate fi vorba de o prietenie care se va transforma într-o poveste de dragoste. Oricum vă veți simți complet, vă veți simți uh, împliniți. E o linie a prieteniei, o legătură care prinde contur de acum încolo. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici, iar dacă vă doriți și vă face plăcere să îmi lăsați un like, un comment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez tare mult aceste lucruri și vă mulțumesc tare mult. Bun, haideți să vedem care este energia principală a acestei perioade. Și cartea se lasă cam greu deșcifrată. Bun, și avem o șapte de spade, poate aveți o legătură cu un semn de uh, aer, gem balanță sau vărsător. Aici voi veți afla de o trădare, de o minciună. cineva care încearcă să se strecoare în viața voastră sau să iasă din viața voastră sau să ascundă o trădare, să ascund... e o persoană care încearcă să vă manipuleze, să vă mintă, pentru că voi veți afla de această trădare sau ajungeți în punctul în care veți spune gata până aici, nu mai suport, ori în spui adevărul, ori fiecare își vede de drum. Mă simt înfrânt, înfrântă, nu mai suport această situație și nu mai vreau să o duc mai departe. Iar această persoană vă garantează sau vă spune să îi acordați timp pentru că va lua o decizie sau va își va îndrepta greșelile față de voi. Doar că nu prea vedeți mare lucru, adică lucrurile se vor mișca foarte, foarte lent, iar voi o să începeți să vă cam pierdeți răbdare, pentru că îi veți pune Eu stau de foarte mult timp și tot aștept schimbarea ta, iar răbdarea mea a ajuns cumva la limită. Ori și îi veți pune probabil că uite, am investit mult timp, am avut răbdare, am trecut cu vederea foarte multe lucruri, dar toate au o limită. Poate vezi de a face și cu un semn de pământ, orice ceoară capricorn. Ce se întâmplă? Poate fi vorba de o relație la distanță sau această persoană vă începe să vă ia un pic mai în serios și să pună cumva lucrurile în mișcare. Sunteți foarte atenți la o legătură amoroasă, la o promisiune, la o înțelegere pe care veți face cu persoana iubită sau cu persoana la care voi vă gândiți, pentru că într-adevăr ajungeți într-un punct în care spuneți gata, nu mai pot, eu plec din povestea aceasta sau eu las totul în urmă, pentru că vă gândiți la un drum, la o plecare, ori această persoană este în străinătate și vine acasă, ori este la un drum și alege să vină mai aproape de voi, ori voi veți spune că plecați din această poveste ce ascunde, ce ar vrea să vă spună și nu poate, faptul că vă iubește, faptul că aveți o legătură aparte, văd o dragoste foarte profundă, împărtășită, o conexiune de suflete pereche. Doar că aici a intervenit cineva care v-a zdruncinat puțin relația. Ce nu vă spun este faptul că cineva a încercat să-i bagi foarte multe prostii în cap. Uh, nu a luptat suficient. Ce nu poate să vă spun Faptul că nu luptă suficient de mult pentru realizarea aceasta, pentru că sentimente are pentru voi. Puteți vedea face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, mi-apare un rac aici sau zodia de aleu pentru unii dintre voi. E o iubire împărțită. Aici nu știe exact dacă să se lase condus de sentimente sau să aleagă o altă cale. Voi, voi veți avea o discuție între patru ochi, vis-a-vis -vis de ce simte, ce trăiește această persoană, sau o să vă lase un mesaj, un vocal, vă lasă ceva în cazul în care nu are curajul să vă spună în față în față ce are de spus. Sunteți iubiți cu adevărat, nu simțiți acest lucru voi, ați simțit că tot timpul a fost o luptă, tot timpul a fost o greutate, tot timpul a fost o povară pentru că ați oferit și tot ați oferit, dar în schimb nu ați primit nimic. Și nu mai credeți în iubire adevărată, nu mai credeți că sunteți iubiți cu adevărat, având în vedere cât ați tras pentru o poveste de dragoste. Puteți vedea a face cu semne de foc, berbecle, leo, săgetător, semne de apă, rac, scorpion, pești, mi-apar și semne de pământ, ori fecioară, capricorn. Aici este vorba de un trio amoros, de aceea nici nu simțiți această iubire curată, iubire profundă, iubire adevărată. Voi oferiți foarte mult, iar această persoană, de fiecare dată când simte că vă pierde, atunci face câte ceva ca să vă îmbuneze, să vă întoarcă. Nu prea mai credeți, adică văd că așteptarea voastră cam ajunge la sfârșit, pentru că Ați trecut și treceți printr-o situație foarte complicată, tulbure. Sunt momente în care pur și simplu nu mai vreți să acceptați ceea ce se petrece și faptul că această persoană vă oferă doar jumătăți de măsură. Vreți și voi să fiți fericiți, vreți să simțiți această dragoste curată, senină, nu tot timpul cu furtună, tot timpul cu compromisuri și cu greutăți. Pentru că, da, de fiecare dată persoana aceasta, când a simțit că vă pierde, a dat înapoi. Veți avea un noroc în dragoste, dar momentan trebuie să vindecați, să depășiți momentul. Nu se vede dragostea adevărată atâta timp cât această persoană nu se hotărăște ce vrea. Ce va fi între voi? Luna, da, energie de trio amoros. Multă confuzie, frică, panică, de abandon, de părăsire foarte multe emoții, foarte multe trăiri interioare complicate. Puteți să vedea face și cu zodia pești. Este teamă pe ceea ce va urma pe viitor, dacă nu cumva, sau vă este frică să nu aleagă cealaltă persoană. Mi pare iar un rac, un scorpion, geme în balanță vărsător, așa voi, mi pare foarte multă suferință. Vreți să, vreți să fiți fericiți, vreți să fiți împliniți, Cred că această persoană, după o perioadă de suferință care v-a provocat-o și vă provoacă în continuare, vine cu un cadou, vine cu un gest, vine cu o favoare, cu, o, cu ceva către voi, poate cu o declarație, ca să vă îmbuneze. Dar v-a făcut foarte mult să suferiți, iar voi nu mai aveți încredere. Nu mai aveți încredere. Această persoană se simte abandonată, se simte animănui, se simte dată la o parte de toată lumea și ce zice? Vine către voi pentru că întotdeauna ar ați iubit sau a ați iubit-o cu adevărat și ar avea o portiță. Dar aici va depinde doar de voi ce vreți să faceți, îmi dați o șansă sau nu. Dar cred că veți analiza foarte mult situația care a fost relația, prin câte ați trecut și vă veți gândi foarte bine dacă veți mai da o șansă sau nu. Vis-a-vis -vis de decizii, veți lua o decizie cu multă rapiditate, pentru că aici sunt și anumite povești neîncheiate, există foarte multă comunicare și uh, rapiditate, exact cum am spus. De nou avem semne de foc, să săgetător. Da, veți lua o hotărâre, nu mai vreți să fiți supărați, măhniți, triști, dezamăgiți, vreți să trăiți în plin. Vreți să simțiți viața, să fiți cuceriți, să iubiți, să vă îndrăgostiți, dar vedeți că se cam spulberă rapid această situație. Ori vă caută cineva din trecut cu care nu aveți o poveste încheiată și totul prinde așa contur, parcă visați cu ochii deschiși, cu wow, ce frumos să fie, ce minunată este povestea noastră și această persoană dispare dintr-o dată și atunci voi vă veți hotărâ să, spuneți, să puneți punct. Pentru că văd o ruptură definitivă, poate vă schimbați atitudinea față de o anumită persoană, poate vă schimbați sentimentele față de o anumită persoană sau, da, modul în care vă comportați sau ați acceptat anumite lucruri până în momentul actual. Și să știți că așa vă vine un ajutor neașteptat, dar văd și o persoană căsătorită. Dar voi veți avea, voi veți avea de câștigat dacă alegeți cumva să nu mai oferiți totul așa de -a, gata. Iar viitorul apropiat aduce o luptă. Aici aveți niște rivali în dragoste destul de puternici sau o persoană iubită este curtată și dă frâu liber acestor situații. Vă simțiți cumva atacați, dar să știți că aici mi-apare un șoc deci auziți, cred că este vorba de o ceartă, de o discuție în contradictoriu în care vi se spune ceva și rămâneți fără cuvinte, nu v-ați fi așteptat acest lucru, dar vi se deschide o nouă portiță, o nou, un nou drum, pentru că cred că aici încearcă cineva să vă despartă pentru a vă cuceri, dar voi nu vreți această persoană, nu vă interesează sau persoana iubită face o gafă față de voi și după aia încearcă să îndrepte lucrurile pentru că sunteți de ceva timp în energia aceasta. Voi inițial ați vrea să nu mai dați cursă, nu mai discutați, să nu mai băgați în seama acea persoană, dar parcă, vă, parcă totuși nu puteți să vă rupeți de acolo sau dați o șansă numai ca să vă puteți nu răzbuna neapărat, nu știu cum să spun, să vă faceți dreptate în povestea aceasta. Dar vedeți că ce se spune în glumă are o fărâmă de adevăr. Dragilor, cam atâta am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pu, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!